Lavinia. Pentru mine, să-i zic prima doamnă, soția președintelui României. Mi se pare că așa e, să spunem, bănuiesc că așa corect, e corect. Da. Soția președintelui României este o mare dezamăgire. Ea da, el nu. De la el nu m-am așteptat la nimic, nu sunt dezamăgită. Nicio, ce coincidență. Pentru că bizară. Nu m-a amăgit, n-avea cum să mă dezamăgească. De la ea însă mă așteptam. Profesoară de limba engleză și am aflat că profesoară cool. Elevii o plac foarte mult. Mă așteptam să văd o mulțime de gesturi făcute în favoarea profesorilor. Să văd, nu știu, reuniuni de profesori aici, în România. Soția președintelui se întâlnește cu profesoarele de limbă engleză din nu știu ce țări. Să facă ceva pentru profesori. Singurul lucru pe care l-a făcut pentru profesor a fost să-i sfideze la această grevă. Singurul lucru, singura ei legătură cu profesorii asta a fost. I-a sfidat în timpul acestei greve, dincolo de nebunia asta cu bijuteriile, din chiriile pe casele alea, cred că putea să și le plătească și cred că și le-a plătit. Stai deci un pic, dar totuși era într-o vizită în Germania, greva continua, că aici se pune problema. Bineînțeles. Iar ție ți s-a părut Sibiu... că vreodată, de-a lungul timpului, lor le-a absolut deloc, fost niciodată nu rușine. Le-a păsat. Da, le-a fost rușine stai de ceea un pic. Ce fac. De la a le păsa, le-a fi rușine cale lungă. Să te duci nici imediat după, păs... ce ai, după ce ai fost ales președinte, să te duci la plajă în Florida? Du-te, domnule, la Neptun, că ai vilă. Nu, s-a dus în Florida. Are palat la Neptun, nu vilă. Palat s-a dus în Florida. Azi m-au ales românii președinte. Da, nu e vorba de a le fi rușine, nici măcar nu le pasă la vine. E cu totul nu altceva. S-a dus la Consiliul European ca să viziteze Nu știu, că tu știi, că tu faci politică. Păi da, să ca să viziteze orașul acoperit de Pompei. Ah, la Pompei. De, da, vin. S-a dus la Pompei, au mai stat o zi acolo. Pentru vizitele sale, deci nu e problemă. Serios? Dar și acum putea să se ducă la întronarea sultanului Erdogan, mă rog cum se pronunță. Nu s-a dus acolo, a fost în Germania să mai ia un premiu. Să mai ia un premiu, că tot ia premii acolo. Nu, mie mi se pare că... Dar poate odată o să se vorbească de toate când? Cererile pe care le are el la deplasările în străinătate, pentru că el are câte un rider tehnic. Așa. De zici că e mare vedetă rock, președintele României. A, da? Da. Deci cere nu da, știu câte sticle cu nu știu ce, cere da, nu știu ce brânzeturi. Îți aduce aminte de Ungureanu? Da, s-a aflat. Cu ăla, cu unguentul, cu ce avea. Am avut documentul de la bun început, nu? Da, cu parfumurile, cu Vita... Vitamine. Cu Vita Kobe, cu... A, cu Vita Kobe. Da, da, Vita Kobe, că cu normal. Vita Kobe, dar, cu vitamine, cu whisky-ul la Gavulin. Hai, ți-amintești. La Gavulin, sigur că da. Ce vrea, deci tot. Inclusiv leucoplast mic pentru beșici. Poftim, și ăla era din toate... banii de protocol. Da. Păi da. Of, Doamne. Da, dar o să le aflăm și pe astea. Hai o să aflăm ce, pic... ce tipuri de brânzeturi da. Prefera și președintele. El o să fie în momentul ăla, pentru că asta e noua vezi pe doamna Laura Codruța Chioveși. E o nouă modă în politica românească. Adică ăștia care au făcut și au dres în România, în sensul cel mai rău al cuvântului, ajung repede în funcții internaționale. Eu cred că și Iohannis o să ajungă acolo și degeaba se va afla. Sau mai degrabă nu se va afla. Nu cred că va ajunge în nicio funcție. Facem o prinsoare? Da. Eu cred că este o nouă modă în politica românească. La cei la care ține. Nu ține la toată lumea. Și... Păi ține pentru că el, tot ceea ce face, face pentru el în legătură cu... Mai trebuie să aibă și alții nevoie de Uniunea Europeană. Păi, au nevoie. Păi, uite-te la inițiativa celor 8 țări, plus România, de a renunța la dreptul de veto. În politica externă. Pe politica și externă, doar. Și, și în securitate. Și securitate. În loc să fii cerut pe justiție și afaceri interne unde ne interesează. Sau să fii zis, domnule, da, de acord, dar la pachet. Dar noi nu știm să cerem. Ei, un astfel de om care nu știe să ceară, da. În momentul în care îl pui într-un loc unde trebuie să ceară, pentru ăia care îl pun acolo, mă ierți dacă te întreb cine e președinte la PUSL? Iartă-mă, te rog. Chiar nu știu. Păi nu, pentru că PUSL-ul nu are un președinte, un singur președinte, are un greșit. For... Păi, acum lasă-mă să-ți spun. Păi da, da. Are un for de... De ce? Tot cu tătucu?
Tătugă, dar... Are un for de conducere colegială. Dar foarte în politica frumos. Asta a lumii, fiecare partid are un președinte. Da. Și forul ăsta de conducere colegială are și un președinte al Forumului Umanist Social Liberal, are și un președinte al Consiliului Național și are și un președinte al Biroului Executiv. Am început plictiseală, Lavinia. Transmite-l, domn profesor, din partea mea. Așa. Să pună un președinte la partidul ăsta. Și cred că un vrei să vii președinte? Cred că un președinte. Uite, nu, n-am făcut politică mâine pe mine. Și e momentul. Fac 35 de ani că și... Că tot vorbeam. Lavinia, președinte la acest partid. Așa. Trebuie să fii tu. Eu să fiu președinte. Da, tu trebuie să fii. Purtătorul de cuvânt trebuie să ajungă să fie președinte. Nu, tu trebuie nu? Să fii președinte. Ești un om care reprezintă foarte era bine o melodie ceea ce înseamnă. Cu eu vreau să fiu președinte, nu? Sunt multe melodii cu președinte. Era și aia lumea limoră, cum era, pe care cânta domnul da, președinte. La mulți ani, domnule președinte. La mulți ani, domnule președinte. Eu vorbesc serios. Da, bun, nu am spun înțeles. De complezență spun că mi-a plăcea să vii și, tu. Și nu fac asta. Dar n-am făcut politică până la 35 de ani, nu mai fac de aici înainte. Da. Eu cred și nu te flatez. Și nu te flatez. Da, dar eu n-am făcut ceea ce ai făcut tu să. Eu am avut un studio și mi-a plăcut să. Să mergem pe stradă și o să vezi cum să-i... vine lumea după tine. Bine, mi-a plăcut să-i toc. Știu. Păi și după Băsescu, am simțit-o. Lumea să știi. Și tu, ai simțit-o? Da. Ai văzut și când ziceam, eram un nenorocit. Aleu, asta înseamnă. Când, și când ziceam, deci eu cred și nu te flatez. Și mi-ai servit pe toate acolo cu cafea. Dar nu mă lași pe mine să spun ceva. Eu cred și nu te flatez. Și nu spun asta de complezență, că partidul ăsta, dacă vrea să însemne ceva, vezi că eu nu știam cine e, că nu are. Să însemne ceva, trebuie să aibă un președinte. Și cred că până una alta sunt patru rânduri de alegeri, trebuie ca să aibă președinte și cred că mi se pare potrivit ca tu să fii președintele. E bătălie mare și acolo, ca în toate partidele. Tu cred că ești deasupra intereselor de felul ăsta. Și cred că ai fi un președinte foarte bun. Am făcut o propunere, iartă-mă, n-am vrut să te deranjez foarte tare. Hai să trecem la... Așa. La greva profesorilor. Da. Să vorbim un pic despre asta. Cum vezi tu ceea ce se întâmplă? Profesorul continuă. Rezistă după ce au primit un bocanc în gură de la întâiul profesor al țării. Exact, foarte bine ai spus. Bocanc în gură de la întâiul profesor al țării. Umilință. Nu trebuia să se ajungă aici. Pentru că el vine dintre ei. Soția lui nici măcar n-a plecat de la catedră. De-aia face el naveta, și București, mai corect, așa, face scală. Adică a ținut mula deci asta. Deci știe. Da. Știe exact ce probleme au, știe exact ce salarii au profesorii, știe exact că profesorul debutant corect. Are 2600 de lei pe lună. Nu poate să spună că habar nu are. Ba are, că femeia aia se întâlnește în fiecare zi în sala profesorală cu colegii ei. Cu colegii ei care se descurcă cum se descurcă cu salariile lor. Corect. Și bănuiesc că seara în weekend când ajunge Iohannis acasă îi spune... Klaus, uite, da, cum eu am zice, vorbit dacă, cu... Nu știu. Zice. Poate zice puiule sau... Da, cum eu bine, zice? Bine, să zici lui Iohannis puiule de... Mă rog, iartă-mă, te rog. Improbabil. Chiar e o seară reușită. Te rog, așa. Nu vreau să o stric. Și atunci îi spune, băi, oamenii ăștia au probleme. Hai să facem ceva pentru colegii noștri. Nu? Păi, că... văd că deloc nu s-a întâmplat așa. Uite că n-am zis. Să facă ceva pentru colegii lor. Întrebată dacă colegii, e în grevă, cea că nu face politică. Că nu face politică. De parcă dar greva e politică? Nu, greva e grevă. Greva e un protest al colegilor tăi care nu mai rezistă. Pentru că s-au mărit salariile în sănătate, s-au mărit salariile și la colegii mei actori. Uite că s-au mărit. S-au mărit cu 50%. Și la miliție s-au mărit. Și profesorii? Nu ne interesează profesorii. Păi sunt trei lucruri care interesează într-un stat, da? Sănătatea, educația și armata. Aici nu se negociază. Aici nu ai ce să discuți. Mai ales în vremurile astea, apropo da, de armată. Da. Când toate se schimbă. Păi nu, apropo de asta, au luat ea submarine. Ai război la graniță? La vine ea submarine de miliarde. Și cum nu ai bani, ia avioane de toate, submarine. Bun. Și nu ai bani pentru profesori. Bun. Și le dai 1000 de lei brut, adică 600 de lei. Bun, iei și alea. Dar cum se zice, unde merge mie, merge și suta. E o vorbă la noi în Ardeal. Deci puteai să mărești și salariile profesorilor. Scuză-mă, corect. Cum n-ai de unde? Cum n-ai de unde? Că sunt 11.000 de exemple. Că uite că veni pe USL-ul cu exemplu. De unde să se ia banii? Păi să se pună o taxare pe cifra de afaceri la marile companii. Să nu mai ducă profiturile afară. Doamne ferește. 1%. Doamne ferește. De ce? Păi nu ai văzut ce i-a pățit Dragnea? Da, corect.
Nu avem voie să ne atingem. Și atunci să nu ne atingem, nu vezi ce se întâmplă să plângem cu România, că n-avem că bani. Suntem un pașalăc 1%, un nimic. Suntem un pașalăc al Occidentului. Și aici vorbesc și de americani și de Europa, de Uniunea Europeană. Hai, mai bea un pic de ceai. Mai bea un pic de ceai, da. Crezi, Lavinia, că profesorii, până la urmă, care au arătat, au dat dovadă de demnitate că vor ceda? Pentru că astăzi a venit Deca, ea n-a fost profesor în viața ei. Cum am pus-o pe femeia asta ministru? Nu știu. Cum? Așa, cum îmi place să... când te enervezi și păi mai ales dacă... când e vorba despre femei. Dacă hai, că am început cu Carmen Iohannis, continuăm cu Deca, zi. Că e femeie, bărbat sau ce-o fi. Așa. Păi nu, dar pe bună dreptate. Deci femeia asta n-a fost, n-a fost o oră profesor, unu. Și doi, astăzi în loc să vină, ești ministrul educației, să fii empatic cu profesorii, să vorbești. Normal. Da, e o problemă, ea vine și face ca un milițian, un rechizitor la adresa și un inventar la adresa profesorului, cât sunt în grevă, câte școli și așa mai departe. Adică arată că e un om al sistemului care îi calcă în picioare pe profesori. Strigător la cer, sincer, deci, fără nicio exagerare. În orice alt stat civilizat, la o așa grevă și la așa proteste, ministrul educației demisiona. Absolut. Ministrul educației demisiona. Știi de ce îi doare foarte tare? Pentru că profesorii, după bocancul în gură pe care l-au primit, că s-au dus la Cotruțin și au Cotruțin, da, și au spus că vor demisia ministrului educației, unu, și doi, și să nu fie promulgate, să nu intre în vigoare legile educației. Sigur. Și acolo e o mare bătaie de joc. Absolut. Și mi se pare chestii absolut normale. Bă, nu vrem nici salarii, vrem și salarii, dar uite, vrem și lucrurile astea. Că tot ne interesează. Crezi că vor rezista profesorii? Sau vor ceda? O să cedeze. Zici tu? Da. Eu zic că o să cedeze. Pentru că se gândesc foarte mult și deja am văzut o parte dintre ei au cedat, că nespusă. Nu. Asta e inventariul parte... pe care l-a făcut. Da, nu, lucrurile nu stau așa. Bun, dar oricum, o parte dintre ei au cedat și o să cedeze. Dar pe mine mă doare sufletul. Pentru că dacă ar fi după mine, n-ar trebui să cedeze. Pentru că dacă ar fi după mine, ar trebui să aibă oamenii ăștia din start salarii decente, să fie respectați, pentru absolut, că numai respectându-i și numai cu salarii decente, tu poți să crești nivelul cadrelor didactice. Dacă vrem să-i păstrăm, întotdeauna am spus asta, dacă vreau să-i păstrez pe cei mai buni absolvenți în învățământ, păi trebuie să-i plătesc, să nu-mi ia multinaționalele, să nu plece în străinătate, să nu-mi ia băncile, să nu meargă în alte părți, să-mi rămână în învățământ, pentru că în felul ăsta îmi construiesc viitorul. Dacă nu-mi rămân în învățământ și pleacă, da, mă trezesc că am școlile depopulate, mă trezesc cu, mă plâng pe urmă că am profesori care iau nu știu ce note, păi da, pentru că trebuie să-i adun și eu de unde pot, că nu-i plătesc pe aia buni, ăia pleacă. Și atunci, asta e un cerc vicios. E adevărat. Vrei să spun ceva? Lipsa de investiție pe zona și de învățământ. Și eu îmi doresc să continue greva profesorilor și au tot felul de comentarii și vreau să rămân aici. Băi, mamă, ce fac copiii, ce fac părinții? Eu merg până acolo, până într-acolo și spun, domnule, hai să se prăbușească România, dar să crească salariile profesorilor. Să vedem dacă putem să luăm la capăt. Sincer. M-am săturat de bătaia asta de joc la adresa profesorilor de atâta amar și amar de vreme. Sincer. Nu cred că se prăbușește România. Sigur că nu se prăbușește. Deci România nu se va prăbuși. E o exagerare. Tocmai. Și efectiv profesorii ar trebui să reziste, după părerea mea, să reziste. Sigur, zic și eu, să se continue negocierile, eu e cred adevărat, că vor rezista. Dar știi credem de ce? Și elevii rezistă. Știi de ce? Pentru că n-au niciun pic de tac și niciun pic de simț al negocierii. A venit și l-a dat președintele, întâiul profesor al țării, un picior în gură. A venit doamna profesoară, se plimba pe doamna profesoară Carmen, se plimba pe străzile Sibiului cu copiii care, doamna profesoară, care ea nu făcea politică. A venit acum în ziua în care ei erau în grevă cu bijuteriile de zeci, da, de mii de euro. A venit doamna ministru, care n-a fost în viața ei o oră profesor, și a făcut un... Cum să pui un, așa? Da, și să, vezi, a făcut... Apropo de omul potrivit la locul potrivit. Da. Dacă aici, în fruntea ministerului, ar fi avut un profesor bun, respectat de către colegi, nu ajungeam până aici. Plângea el. Corect. Ca să li se mărească salariile.